Vă salut, prieteni! Sunt Claudia și vă spun bun găsit la un nou documentar. În minutele care urmează am să vă prezint câteva teorii șocante despre extratereștrii creatori care se vor întoarce pe Terra. Unul dintre cei care susține această idee este Erich von Däniken. Haideți să vedem! Erich von Däniken, unul dintre cei mai importanți scriitori în domeniu, susține că extratereștrii creatorii se vor întoarce pe Terra în următorii 20 de ani, pentru că suntem parte din ADN-ul lor. Chiar dacă la prima vedere această teorie pare desprinsă dintr-un film SF, Däniken crede că există numeroase indicii care arată că suntem creația unei specii extraterestre. Textele antice susțin acest fapt, dar pe lângă acestea, chiar și în Biblie există numeroase pasaje în care se face referire la momentul creației. Atunci când îngerii căzuți s-au îndrăgostit de fiicele oamenilor și s-au împerecheat cu acestea, este doar un exemplu în acest sens. Erich von Däniken susține că în trecutul îndepărtat, zeii creatori veniți din inima Universului au jucat un rol important sau chiar vital în dezvoltarea speciei umane. Dacă nu existau acești zei, atunci cu siguranță că soarta omului ar fi fost alta și este posibil ca niciodată să nu fi ajuns la acest stadiu al dezvoltării, spune autorul. Pornind de la aceste motive, scriitorul ne informează că, în urma informațiilor descoperite în cercetările sale, extratereștrii antici se vor întoarce într-o zi pe Terra. Acea zi este foarte aproape și este posibil ca în următorii 20 de ani să se petreacă acest contact. De ce tocmai acum? Pentru că omul a fost lăsat să se dezvolte singur până într-un punct cheie, după care probabil că va mai exista o nouă intervenție pentru ca omul să facă următorul pas în drumul evoluției sale. În ceea ce privește relatările biblice, facerea începe cu crearea Pământului, acțiune care, din punct de vedere geologic, este relatată fidel. Totuși, de unde a știut cronicarul că mineralele au precedat vegetalele, iar acestea din urmă au luat naștere înaintea animalelor? Să facem omul după chipul și după asemănarea noastră, scrie în prima carte a lui Moise. De ce vorbește Dumnezeu la plural? De ce spune El noi și nu eu? De ce noastre? Suntem îndreptățiți să credem că singurul Dumnezeu ar fi trebuit să vorbească oamenilor la singular și nu la plural. Iar după ce au început a se înmulți oamenii pe pământ și li s-au născut fiice, fiii lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, și-au ales dintre ele soții, care pe cine a voit. Citim în Facerea, capitolul 6, versetele 1 și 2. Cine poate să răspundă la întrebarea care fii ai lui Dumnezeu le-au luat de soții pe fiicele oamenilor? Vechiul Israel nu cunoștea doar decât un singur și sfânt Dumnezeu. De unde apar acești fii ai lui Dumnezeu? În vremea aceea se iviră pe pământ uriași, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră la fiicele oamenilor și acestea începuseră a le naște fii. Aceștia sunt vestiții viteji din vechime. Citim tot în Facerea, capitolul 6, versetul 4. Iată-i că apar din nou acești fii ai lui Dumnezeu care se amestecă printre oameni. Și iată că aici este de asemenea vorba pentru prima dată de uriași. Uriașii apar mereu și pretutindeni în mitologiile din răsărit și apus, în legendele de la Tiahuanaco și în epopeile eschimoșilor. Uriașii apar fantomatic în mai toate scrierile din vechime. S-ar părea așadar că au existat. Ce soi de ființe or fi fost oare acești uriași? Să fie vorba cumva despre strămoșii noștri? Poate sunt cei care au clădit acele gigantice construcții de piatră, mutând de colo-colo, parcă în joacă blocuri enorme. Sau este vorba despre cosmonauți stăpâni pe tehnică veniți de pe altă planetă? În zilele noastre suntem familiarizați cu termenul de astronauți antici.
adică acele ființe extraterestre care au venit din ceruri pentru a-l ajuta pe om în evoluția sa. Această teorie se bucură de foarte multă susținere, datorită dovezilor pe care unii specialiști le-au adus în atenția publicului larg. La o analiză simplă, putem face legătura între îngeri și astronauții antici. Este limpede că îngerii au coborât și ei din ceruri, la fel ca astronauții antici, cu o misiune precisă, să ajute omul. Și atunci putem spune că aceste două entități sunt de fapt una și aceeași? Este posibil. Această teorie se bazează pe faptul că strămoșii noștri au construit temple, monumente și mașini extraordinar de sofisticate, care nu pot fi explicate prin arheologia clasică. Cartea lui Enoch ne spune despre îngerii căzuți care au coborât pe muntele Hermon și au vrut să trăiască pe pământ printre oameni și să preia controlul asupra planetei. Se spune că acești îngeri s-au integrat în societatea umană și s-au încrucișat cu oamenii și au dat naștere unor hibrizi înger-om. Această încrucișare a îngerilor cu oamenii a atras mânia lui Dumnezeu. Această poveste antică este interpretată precum un război între extratereștri, care a fost dus pe Terra. Un război între creatorii noștri și foștii slujitori ai acestora, care s-au răsculat împotriva lor și au dorit să preia puterea pe Terra. În cele din urmă, slujitorii, adică îngerii decăzuți, au fost învinși și totul a revenit la normal. Dar extratereștrii sunt prezenți și în zilele noastre, nu numai în antichitate. Anii 1965 și 1968 reprezintă pentru ufologi perioada în care au fost observate cele mai multe OZN-uri, observații realizate în lumea întreagă. Canada este una dintre țările în care au fost observate cele mai multe astfel de fenomene. În aprilie 1968, doi tineri opriseră automobilul lângă o pădure din apropiere de Vancouver. La scurt timp au observat deasupra pădurii o lumină puternică ce a dispărut printre copaci. Cei doi au coborât din mașină și au început să cerceteze pădurea, fiind convinși că este vorba despre un accident aviatic. Surpriza a fost de proporții atunci când, la distanță de câțiva zeci de metri, au observat o creatură care se deplasa printre copaci cu o viteză extrem de mare. Creatura purta un combinezon argintiu, avea o înălțime mică și era extrem de agilă. A urmat Erich von Däniken, care a publicat mai multe cărți în care a prezentat teorii cu privire la extraterestri antici și moderni. A urmat un alt moment important în anul 1877, atunci când astronomul italian Giovanni Schiaparelli a descoperit așa zisele canale de pe planeta Marte. Atunci s-a spus pentru prima dată că este posibil să fie viață pe planeta Marte. Cei care au susținut această teorie erau convinși că marțienii pot ataca în orice moment Pământul. A urmat cartea scriitorului H.G. Wells, scrisă în anul 1893, în care autorul prezicea viitorul omenirii. Oamenii se vor transforma în următoarele sute de ani în ființe cu pielea gri, piperniciți și capete mari. Nu știm câtă ficțiune și cât adevăr este în toate aceste scrieri, însă anul 1947 avea să marcheze un moment important. Aviatorul Arnold Kennett avea să observe, în cursul unui zbor, mai multe obiecte de zbor cu forma unor farfurii. O lună mai târziu, avea să se producă incidentul de la Roswell, prăbușirea unui OZN și recuperarea unui extraterestru. Nave cu formă lenticulară erau deja pe pământ. Ne reamintim faptul că în anul 1932, Henry Coandă a construit o astfel de navă. În cadrul unui simpozion, Coandă declara: mașinile zburătoare ale viitorului nu ar trebui să aibă părți în mișcare și ar trebui să decoleze și să aterizeze vertical.
nu se poate spune cu exactitate ce rol mai joacă îngerii în ziua de astăzi. Dar cu siguranță că în culturile antice, precum cea babiloniană, sumeriană sau chiar egipteană, îngerii au fost nelipsiți. Mulți dintre noi cred că îngerii nu au fost ființe supranaturale, ci ființe extraterestre care au ajutat omenirea să evolueze. Scripturile sfinte descriu îngerii ca având aripi și slujind voința lui Dumnezeu în ceruri și pe pământ. Biblia este foarte explicită în legătură cu acest lucru. În cartea lui Enoch se specifică foarte clar cum îngerii au coborât din ceruri pentru a învăța pe oameni secretele astronomiei, matematicii, dar și cele ale metalurgiei. Este limpede de ce unii oameni tind să creadă că îngerii de fapt au fost ființe extraterestre și nu unele supranaturale, așa cum sunt prezentați în cărțile sfinte. Toate civilizațiile antice priveau cerul, stelele, pentru că din acest tărâm celest au venit zeii. Legendele și scrierile civilizațiilor antice, care erau despărțite de continente, oceane și de mii de ani, fără posibilități de interacționare una cu cealaltă, spun despre niște ființe care au venit din ceruri și au interacționat cu oamenii. Dacă este adevărat, dacă acești zei erau extraterestri veniți de pe altă planetă, care posedau tehnologie atât de avansată, încât omul din acele timpuri a perceput-o ca fiind acțiunea unor ființe divine. Civilizații antice, precum egiptenii, incașii, maiașii, sumerienii și multe alte civilizații precolumbiene, aveau o înțelegere avansată a universului, stăpâneau foarte bine geometria, matematica, cosmologia, aveau observatoare construite special pentru a studia stelele și, în special, o zonă anume de pe cer, constelația Orion. De ce oare? Pentru că aproape toate textele antice povestesc despre acești zei care au venit, au trăit printre noi și, după o perioadă, au plecat. Precum egiptenii antici, care venerau această zonă a cerului, centura lui Orion, zicând că acolo este casa zeilor, sau, poate mai bine spus, din acea zonă au venit extraterestri exploratori, la fel și civilizația Maya a afișat o ciudată atracție sau chiar obsesie legată de univers. Într-o câmpie fertilă între Oceanul Pacific și Marea Caraibilor, în Hondurasul de astăzi, zac ruinele monumentale din Copan. Se crede că acest sit arheologic este centrul politic și cultural al civilizației Maya, care a prosperat între anii 2000 înainte de Hristos și 800 după Hristos. Lumea a denumit Copan Parisul Americii Centrale, pentru că era un loc dedicat artelor și disciplinelor umanistice. Sculptura este splendidă, iar arhitectura magnifică. Se crede că în acele timpuri, Copan era locuită de circa 20.000 de persoane și acoperea o arie de aproape 26 de kilometri pătrați. Dar în secolul al IX-lea, acest incredibil oraș a fost abandonat, iar poporul său a dispărut în mod subit. Atunci când în secolul al XVI-lea în acele locuri ajung cuceritorii spanioli, găsesc doar câteva localități rurale. De ce? David Chitman, arheolog la Universitatea de Stat al Arizonei, SUA, a spus că maiașii au distrus propriile teritorii, iar războiul a devenit unul endemic. Apoi războiul a luat sfârșit, iar poporul a plecat, lăsând în urma sa doar ruinele. Convingerea că cultura civilizației Maya este o cultură pierdută pentru totdeauna este doar parțială, spune P. Coppens, autorul The Ancient Alien Questions. Știm că s-au oprit doar din a construi, dar în inima maiașilor mai există o credință, o religie care continuă să prospere și în zilele noastre și care strigă la întreaga omenire: ascultați-ne cu atenție pentru că deținem cunoștințe importante pe care dorim să le împărtășim cu voi, scrie autorul. La
La Copan, maiașii construiesc mănăstiri, piețe și complexe de monumente, sculptează coloanele din piatră care redau imaginile suveranilor antici. Se crede că Maya este prima civilizație care a elaborat un limbaj scris. În ultimii ani s-au făcut și se fac în continuare progrese enorme în vederea descifrării hieroglifelor Maya. Observarea atentă a acestora ne va furniza oare un indiciu referitor la vizita în timpuri îndepărtate a unor ființe extraterestre pe Pământ? Potrivit teoreticienilor, astronauților sau extratereștrilor antici, răspunsul este da. Cine sunt aceștia? Teoria astronauților antici sau teoria paleocontactului sau a paleofologiei reprezintă suma ideilor dezvoltate în mijlocul secolului 20, care ne sugerează un contact cu civilizațiile extraterestre ale civilizațiilor antice, cum ar fi sumerienii, egiptenii și civilizațiile precolumbiene. Acest tip de teorii nu sunt în general acceptate la nivel de știință academică, cu unele excepții, cum ar fi astronomul și matematicianul Joseph Allen Hynek, și sunt adesea aduse într-un câmp mai larg, precum acel speculativ al controversatei pseudo-arheologii sau a arheologiei misterioase. Unele dintre statuile enorme din Copan fascinează într-un mod deosebit, ne spune G.A. Tsoukalos, editor al revistei Legendary Times Magazine, pentru că echipamentul pe care îl prezintă este asemănător acelui tehnologic. Una dintre figurii, de exemplu, ține în mâini o cutie cu tuburi care ies din aceasta, nasturi și alte chestii foarte stranii. Aceste statui par niște creaturi care sunt îmbrăcate cu costume de astronauți. Potrivit autorului, aceasta înseamnă că am fost vizitați de extraterestri cu un aspect foarte asemănător omului, pentru că, după cum se vede în toate textele antice, noi am fost creați după chipul zeilor sau după chipul lui Dumnezeu. Cercetătorii care lucrează la Copan găsesc sculpturi din piatră numite stele, care chiar de la descoperirea lor în 1576 stârnesc polemici aprinse. Interpretările diferite ale gravurilor ne sugerează că maiașii sunt în contact cu lumi foarte îndepărtate de continentul lor. S-au descoperit statui cu un aspect foarte oriental și pare că ar sta mai bine în China sau într-o oarecare altă țară din Asia Orientală. Unii dintre arheologi cred că pe laturile multora dintre aceste statui putem vedea chiar și elefanți. Cum este așa ceva posibil în America Centrală, unde nu există elefanți? De unde au știut ei să sculpteze așa ceva când arheologia modernă spune că civilizația maiașă nu a avut contact cu alte civilizații din afara continentului? De ce aici, în America Centrală, un loc atât de îndepărtat de China și de Asia de Sud-Est, ar trebui să găsim elemente atât de asiatice precum elefanții și dragonii? Există oare vreo legătură extraterestră între maiași și chinezi și o origine comună care are o proveniență stelară? Oare este posibil ca popoarele maiașe să fi avut cunoștințe referitor la popoarele din Asia, situate pe celălalt mal al Oceanului Pacific, atât de îndepărtat de continentul lor? Una dintre ideile de bază ale teoriei extraterestrilor antici ne sugerează că aceste culturi au fost în contact una cu alta cu mult timp înainte ca acest fapt să fi fost documentat. Acestea, de fapt, erau conectate prin aparate de zbor controlate de către extraterestri. În mod special, în gravurile poporului Maya, găsim referințe la zeii care vin pe pământ, coborând din șerpi zburători. Dar existau sau mai există acești șerpi zburători? Aceasta este doar o explicație extraordinar de frumoasă a ceva ce își are de fapt rădăcinile în tehnologie. Reptilele sunt pe acest pământ de la începuturile civilizației umane, au fost aici înaintea noastră, și ne îndoim că maiașii, cu șerpii, nu ar fi putut zbura,
lucruri pe care arheologia modernă nu le explică destul sau nu dă răspunsuri mulțumitoare. Gândiți-vă la avionul modern, când îl vedeți pe cer, și la urmele lăsate de motoarele cu reacție. Din depărtare, sunt foarte asemănătoare cu un șarpe zburător, dar de fapt sunt urmele lăsate de motoarele avionului. Noi cunoaștem acest lucru azi, îl vedem zilnic. Pentru noi nu sunt ceva neobișnuit, niște urme lăsate de avion. Oamenii din acele timpuri au perceput-o ca pe sosirea zeilor, ca pe un șarpe zburător. De ce? Pentru că nu înțelegeau tehnologia folosită și singura modalitate prin care puteau să explice a fost că sunt zei, dar zeii nu există. Gândiți-vă la tot ce știți despre zei, tot ce ați văzut și ați auzit în cărți, la TV, la radio și în loc de zei, îngeri, spirite, schimbați doar un cuvânt. Puneți extraterestri în loc și totul capătă o altă înțelegere. Și ciudat este că nu schimbă contextual scrierea. Deci, numeroasele gravuri stranii care se găsesc la Copan sunt într-adevăr o dovadă a contactelor între oameni și ființe supranaturale? Dacă ar fi adevărate, acele contacte ar fi putut da naștere unei progenituri de origine extraterestră? Pe latura de vest a templului principal din Copan se ridică o structură compusă din 63 de scări, cunoscută ca Scara Hieroglifelor, și care conține mai mult de 1200 de pietre gravate cu simboluri care documentează istoria regilor din Copan. Scara Hieroglifelor este cea mai lungă scriere maiașă cunoscută în lume. Subliniază drepturile divine ale celor 16 suverani de a guverna o putere primită de la zei. Scara Hieroglifelor, spune doctorul în științe de la Universitatea din Colorado, arheolog Payson Sheets, citează diversi suverani din Copan și vorbește despre aceștia în termeni aproape divini. Suveranii poporului Maya ar putea să fie într-adevăr descendenții extraterestrilor, așa cum cred teoreticienii extraterestrilor antici? S-ar putea ca răspunsul să fie găsit în ceea ce este recunoscut drept cel mai avansat sistem calendaristic al corpurilor cerești din antichitate. Erich von Däniken, autorul lucrării Cărările zeilor, ne spune că maiașii, dintre toate popoarele antice, dețineau calendarul cel mai precis, mult mai precis decât cel al babilonezilor sau al sumerilor. Aceștia nu observau doar sistemul nostru planetar, ci chiar și constelația Orion, Sirius și alte sisteme cosmice foarte îndepărtate. Calendarul maiaș ne spune că începând cu data de 21 decembrie 2012, vor avea loc evenimente în univers care vor schimba totul și tot cu această dată calendarul se întrerupe brusc, nefiind nici pe departe interpretarea greșită pe care a făcut-o lumea că vine sfârșitul. Un lucru interesant ce îi deosebește de toate celelalte civilizații este abilitatea maiașilor de a monitoriza evenimentele astronomice și de a urmări mișcările constelațiilor pentru a prevedea eclipsele, spune John C. Lowes, directorul Centrului de Studii pentru Arheologie din Texas. Poporul maiaș a ridicat aceste cunoștințe și aceste abilități la un nivel foarte avansat, un nivel care nouă ne este greu de înțeles, cum au putut face așa ceva. Este remarcabil faptul că nu aveau telescoape, nu aveau metale, dar aveau abilitatea de a prezice timpul și evenimentele într-un mod care nu s-a mai văzut sau auzit în lume. Mai mult, de ce acest popor a creat hărți cosmice atât de precise? Sau pentru cine? De unde aveau cunoștințele necesare? Potrivit teoreticienilor, cunoașterea stelelor de către poporul maiaș le este dată din cer și le este adusă de către creaturi extraterestre. Vorbind despre maiașii antici, mitologia lor privitoare la creația lumii evocă acele legende care spun că undeva, într-un anumit punct la sud de centura Orionului,
Există acel loc de unde și are origini viața pe Pământ și care a ajuns pe planeta noastră. Învățătorii lor erau zeii, iar zeii erau ființe extraterestre. Dar dacă aceste creaturi dintr-o altă galaxie au vizitat într-adevăr Pământul în timpurile îndepărtate, au creat bazele civilizației Maya și s-au regenerat prin intermediul suveranilor, aceștia vizitau și alte zone ale planetei Pământ? S-ar putea ca ulterioare probe să fie găsite într-o împărăție muntoasă abandonată, cunoscută de către preoții vechi din Est, numiți magii. În vârful unui munte arid, cu nume de Nemrud Dagi, la o înălțime de circa 2100 de metri, zac ruinele unui regat pierdut de Comagene. Aici, în anul 62 înainte de Hristos, regele Antioh I construiește un sanctuar regal misterios. Sunt înălțate statui colosale, reprezentând vulturi și lei, zei greci și persani, în afara celor două sculpturi enorme ale aceluiași rege pe nume Antioh. Ceea ce Antioh încerca să facă era să producă o sinteză, o versiune nouă a religiilor străvechi. Și ceea ce a făcut efectiv este că a înveșmântat pe acei zei persani, la fel ca pe zeii greci. Așa a fost obținută sinteza divinităților a două popoare, spune Adrian Gilbert, autor al The Quest for a Secret Tradition. Antioh și-a construit o statuie colosală proprie printre acele ale zeilor, poate pentru că era convins că ar fi urcat în cer și ar fi ajuns până la urmă între zei, spune arheologul Donald Sanders. Vârful în formă de con este punctul cel mai înalt al regatului lui Antioh I, având o înălțime mai mare de 45 de metri și o lărgime mai mult de 150 de metri, a fost creat de către oameni prin utilizarea numeroaselor pietre calcaroase și se spune că este locul unde a fost înmormântat regele Antioh I. Cercetătorii cred că muntele a fost construit inițial cu două suprafețe mari laterale. Aceea care se află pe latura orientală era utilizată pentru a sărbători aniversările regelui, iar cea de pe partea occidentală pentru a comemora ziua în care regele Antioh I a devenit capul unei societăți secrete în anul 62 înainte de Hristos. Adrian Gilbert crede că simbolizează muntele Olimp, casa zeilor, pentru că este compus din mai multe divinități și un vârf de deasupra lor. Este evident simbolic, este o scenă pe care sunt desfășurate ritualuri și multe celebrări, continuă Gilbert. De asemenea, pe toate plăcile în relief, Antioh se prezintă pe sine însuși, strângând mâinile tuturor zeilor, de parcă ar fi recunoscut de către aceștia ca fiind unul dintre ei. Într-un mod misterios, atât curtea cât și regatul au fost abandonate în secolul I după Hristos și până în ziua de azi, legendara cameră funerară nu a fost găsită. Mai rămâne o întrebare. De ce regele Antioh a construit acest sanctuar monumental enorm și misterios? Cu ce scop? După părerea cercetătorilor, probele care se găsesc la Nemrut Dagi ne sugerează că regele cunoștea și alimenta un interes profund pentru astrologie. Un exemplu al cunoștințelor astrologiei avansate pe care le deținea este horoscopul leului, reprezentat în una dintre gravurile situlului care ne furnizează date foarte exacte. Se cunoaște că poziția stelelor pe corpul animalului corespund poziției constelației leului, care a fost descrisă de către Eratosthene, un astronom grec din Alexandria care a scris o carte despre stele. Dispunerea stelelor pe corpul animalului indică cu foarte mare precizie constelația leului, care a fost vizibilă pe cer în luna iulie din anul 62 înainte de Hristos. O configurație de stele unică, ce nu se va mai prezenta pentru 25.000 de ani înainte. O probă ulterioară de cunoștințe excepționale a stelelor
se găsește într-o conductă din vecinătate pe care Antioh a săpat-o în coasta muntelui. Această conductă coboară sub un unghi de 35 de grade în orizontal și este lungă de circa 150 de metri. Nu există nimic la baza ei, dar analizele efectuate ne dezvăluie că de două ori pe an razele solare îi luminează partea opusă, odată atunci când se aliniază cu constelația Leului și a doua oară atunci când se aliniază cu constelația Orionului. Această zonă pe cer este foarte interesantă pentru faptul că este acel punct în care Soarele intersectează Calea Lactee, galaxia noastră. Pentru lumea antică, era considerată una dintre cele două uși care conduc în ceruri și se găsesc în punctul în care stelele se intersectează la nord și la sud. Existau doar două uși pentru a ajunge în ceruri. Prin urmare, acel tunel sau pasaj ar fi fost locul prin care sufletul regelui s-ar fi întors în cealaltă lume prin intermediul accesului la ceruri. Dar atât mormântul cât și resturile regelui Antioh nu au fost găsite nici până în ziua de azi. Este posibil ca acesta să fi călătorit într-adevăr prin intermediul acelei uși, precum cred teoreticienii astronauților antici? Cercetătorii mai susțin că Antioh studia astrologia împreună cu o sectă preoțească de astrologi orientali numiți magii, care se zice că sunt capabili să prezică și chiar să și manipuleze mersul evenimentelor datorită cunoașterii profunde ale stelelor. Jason Martell, autor al Knowledge Apocalypse, ne spune că magii erau preoți faimoși din Orientul îndepărtat, care aveau cunoștințe astronomice extraordinare. Este bine cunoscut că cea mai mare parte dintre astronomii din Orient, în special din Iracul antic și Sumer, înregistrau evenimente care se desfășurau pe cer timp de secole. Aceste informații erau conservate pe plăci de piatră, păstrate ca pe un lucru sfânt și transmise din generație în generație, în mod exclusiv de la un preot suprem la altul. După Evanghelia lui Matei, în Noul Testament, există trei magi care urmăresc semnele cerului și stelelor până în locul în care se naște Iisus la Betleem. Să fie o simplă coincidență? Un lucru foarte interesant din această istorie este acela că steaua Betleemului nu a fost utilizată ca un punct de navigație, ci se afirma cu ardoare că a ghidat magii spre punctul unde s-a născut Hristos. O stea nu poate să ghideze pe cineva, poate fi doar utilizată ca punct de navigație. Și, prin urmare, acest fapt a dat naștere ideii că acea stea era un OZN. Astăzi, spune G.A. Tsoukalos, credem că magii au fost niște vrăjitori și anume datorită acestora cunoaștem cuvântul magie. Deducem că acești magi erau de fapt în posesia unei oarecare tehnologii extraterestre. Potrivit textelor antice, anume inițiații fiecărei culturi erau în contact cu extratereștri și anume acei inițiați au devenit în continuare preoți sau magi. Este posibil ca Antioh I să fi fost în principiu unul dintre magii care studiau știința cerească din surse extraterestre? Dacă ar fi fost așa, sanctuarul monumental din Nemrut Dagi ar putea să fi fost un loc construit pentru contactarea călătorilor stelelor? Răspunsul trebuie căutat printre ruinele muntelui Nemrut Dagi. Capul lui Antioh, care era un preot suprem, este poziționat pe statuia asociată planetei Mercur pentru faptul că este planeta de inițiere a preoților. De aceea se crede că statuia lui Mercur a fost modelată după imaginea lui Antioh și că anume el este acela care stă așezat și mândru între zei. Dar în realitate este un mod de a spune că el este un preot. Acceptați de către romani în secolul I după Hristos, regele Antioh I și curtea sa încep să se deplaseze în toată regiunea,
sau poate că s-au lăsat deplasați. După părerea teoreticienilor astronauților antici, aceștia utilizau o ușă cerească pentru a pleca spre o împărăție îndepărtată. O idee îndrăzneață. În concluzie, prieteni, putem spune că avem o certitudine, și anume că noțiuni avansate de matematică, fizică, astronomie, lingvistică, cosmologie au existat încă din antichitate și dovezile în acest sens sunt destul de clare. De unde au avut aceste cunoștințe? Cine le-a dat această vastă încărcătură de informații? Și de ce? Dacă au fost cu adevărat aici extratereștri, de ce au plecat? Și dacă sunt adevărate existența și intervenția lor în dezvoltarea civilizației umane, oare se vor întoarce? Sunt întrebări fără răspuns. Atât pentru azi, prieteni, dacă v-a plăcut acest documentar, nu uitați să dați like și share. Sunt Claudia și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine până la final. Până data viitoare, când vă aștept cu mare drag și cu informații la fel de interesante, vă doresc numai bine, prieteni. Pe curând!